Înainte de Buddha, Confuciu sau Socrate, un alt mare reformator și-a pus amprenta asupra istoriei antice. Învățăturile sale au transformat radical societatea getodacică și au influențat apoi zone largi din Europa. Toată lumea vrea să ajungă în paradis, dar nimeni nu vrea să moară. Spune un aforism plin de ironie la adresa multora dintre cei care se pretind religioși. Spre deosebire de aceștia, anticii getodaci întâmpinau moartea fără nicio teamă. Puterea lor era dată de credința în Zalmoxis și în nemurirea sufletului. Herodot, în cele 9 volume ale istoriilor sale, scrise la nivelul secolului 5 înaintea erei noastre, vorbește de 500 de popoare ale lumii antice, printre care despre egipteni, despre perși, despre greci și multe alte popoare civilizate ale epocii antice. Nici unui asemenea popor civilizat al lumii antice, Herodot nu îi alătură următoarele epitete, pe care le atribuie doar geților. Și el spune următoarele: geții sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci, iar apoi continuă că dintre toate cele 500 de popoare ale lumii antice, doar geții cred în nemurirea sufletului. În continuare, Herodot încearcă să-și explice această unicitate a geților în lumea antică, la nivelul lumii antice, și el ajunge la concluzia că geții sunt cei mai viteși și cei mai drepți și doar ei cred în nemurirea sufletului, pentru că așa i-a învățat Zalmoxis. La 800 de ani după Herodot, împăratul roman Iulian Apostatul îl citează pe împăratul Traian în lucrarea împărații cu aceste cuvinte: geții pe care i-am învins au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii ce au trăit cândva. Și aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor, dar și pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zalmoxis. Crezând că nu mor, dar că își schimbă locuința, ei sunt mai porniți pe lupte decât ar fi înclinat să întreprindă o călătorie. Getodacii, care potrivit marelui istoric al religiilor, Mircea Eliade, se numeau ei înșiși lupi sau cei care sunt asemenea lupilor, au constituit timp de secole o amenințare majoră la adresa Imperiului Roman, autorii romani exprimându-și în repetate rânduri teama față de aceștia. Astfel, Horațiu, unul dintre cei mai importanți poeți romani, scria în odele sale că puțin a lipsit ca Roma, sfâșiată de lupte interne, să fie nimicită de către daci și etiopieni. Un alt autor latin, Lucan, vorbește despre pericolul getodacic în epopeea Farsalia cu aceste cuvinte: zei cerești, țineți departe de mine această nebunie, și anume ca, printr-un dezastru care i-ar pune în mișcare pe daci și pe geți, Roma să cadă. La rândul său, poetul Ovidiu, exilat pe malul Mării Negre, în mijlocul geților, remarca cu amărăciune: cei mai mulți oameni de aici nu se sinchisesc de tine, prea frumoasă Romă, și nu se tem de armele soldatului ausonic. O altă referință semnificativă ne este oferită de istoricul Paulus Orosius în lucrarea Istoria păgânilor în 7 cărți. Geții aceia, despre care Alexandru cel Mare declarase că trebuie să te ferești, de care Pirus se îngrozise și pe care și Cezar i-a evitat. Toate consemnările antice privind vitejia geților leagă această trăsătură definitorie de concepția lor, de credința lor în nemurire, care este exprimată în textele grecești printr-un verb foarte interesant: athanatizein, care înseamnă a învinge moartea, a deveni nemuritor,
prin inițiere. Problema morții a frământat omenirea de când lumea. Religiile sau școlile inițiatice ale antichității au căutat să înțeleagă ce se petrece după acest moment tulburător și inevitabil, oferindu-le oamenilor interpretări particulare ale lumii spirituale. Între toate acestea se disting în mod net condiția existențială și destinația finală revelate de Zalmoxis, nemurirea în lumea astrală. Oare ce fel de învățături au inspirat credința absolută în nemurirea getodacilor și ce fel de om a fost cel care a reușit să revoluționeze din punct de vedere spiritual lumea lor? Zalmoxis, potrivit mărturiei scrise a lui Herodot, a fost un prinț getic care a devenit apoi rege, apoi mare preot, care din această funcție a devenit învățător al neamului. După trecerea în cealaltă lume, Zalmoxis a fost considerat de geți un semizeu, adică un mediator între lumea oamenilor și lumea zeilor. Portretul de reformator religios al lui Zalmoxis din epoca lui Herodot se menține aproape identic până în vremea lui Iordanes, adică vreme de 1300 de ani. Zalmoxis este descris de greci, de romani și de toate populațiile antichității ca un mare reformator al religiei. Conform izvoarelor istorice antice, descoperim mai multe variante ale numelui marelui reformator spiritual: Zalmoxis, Zamolxis, Zamolxe, Zalmoxis, Zamolxis. Tot sursele antice pun în discuție mai multe posibilități pentru condiția existențială a lui Zalmoxis. Astfel, el este numit când un învățat cu o erudiție excepțională sau un înțelept, când mare preot, rege preot, zeu sau chiar sclava lui Pitagora și apoi discipol al marelui gânditor grec. Mai există însă o ipoteză de lucru foarte interesantă: că a fost reprezentantul unei confrerii spirituale mai neobișnuite, fiind unul dintre cei care, în timp, a purtat acest nume. Cu alte cuvinte, nu ar fi fost singurul Zalmoxis, însă a fost unul special. Acel Zalmoxis care a avut mandat spiritual să transmită maselor taina nemuririi. Nu în ultimul rând, el este asociat cu zeul luminii. O mărturie extrem de importantă despre strămoșii noștri getodaci o aflăm de la Herodot, părintele istoriei, care consemna acum aproximativ 2500 de ani asemănarea izbitoare dintre divinitatea Zamolxe și Gebeleisis, zeul luminii. Dintre toate variantele prezentate, cea mai agreată de istoria oficială este cea potrivit căreia Zalmoxis a fost sclavul lui Pitagora și apoi discipolul său. Ea se bazează pe scrierile lui Herodot, în care este redată opinia grecilor din cetățile de pe malul getic al Mării Negre. Doar că, după ce o prezintă, chiar Herodot o pune sub semnul întrebării. Eu cred că Zalmoxis a trăit cu mult înaintea lui Pitagora, spune el. Era convins că Zalmoxis a trăit cu mult înaintea lui Pitagora, deci nu putea să fie un sclav al acestuia, iar un alt scriitor grec, Hermippus din Smirna, scrie în secolul 3 înainte de Hristos o lucrare despre viața lui Pitagora, în care spune explicit: Pitagora era un discipol al înțelepciunii trage, Tracon doxa mimumenos. Lucru întărit de învățăturile sale, în care adeseori Pitagora se exprimă admirativ când vorbește despre lumea geților.
călătorește la geți, nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învățăminte de la ei. La geți, pământurile sunt fără margini, toate câmpurile sunt comune. Și dintre toate popoarele sunt cei mai înțelepți, ne spune Homer. Iar dacă Zalmoxis nu a fost contemporan cu Pitagora, istoria oficială se dovedește încă o dată paralelă cu realitatea. Și totuși, unde și când a trăit Zalmoxis? Coroborarea surselor istorice cu cele arheologice ne arată că zamoxianismul s-a conturat definitiv în secolul 7 înainte de Hristos, iar în timpul expediției lui Darius I la gurile Istrului, geții dovedeau prin comportamentul lor că au o puternică credință în nemurire și au fost singurii care s-au opus cu vehemență invaziei persane. Expediția lui Darius I din anul 514 înainte de Hristos, una în care se confruntă cu geții care se credeau deja nemuritori, este o altă dovadă a faptului că Zalmoxis nu avea cum să-i fie discipol lui Pitagora. În anul expediției persane, Pitagora avea 56 de ani. În situația în care, să presupunem, Zalmoxis i-ar fi fost sclav și apoi discipol, în anul expediției lui Darius, Zalmoxis nu ar fi putut să aibă mai mult de 30-35 de ani. Prin urmare, nu ar fi avut timpul necesar pentru a deveni un adevărat inițiat, pentru a se întoarce apoi în lumea geților și pentru a genera o reformă spirituală atât de complexă și de profundă. Pentru un astfel de proces este nevoie de mult mai mult timp. În plus, ținând cont de faptul că Herodot s-a născut la 10 ani după moartea lui Pitagora, l-ar fi putut prinde încă în viață pe Zalmoxis. Iar dacă cei doi ar fi fost contemporani sau dacă ar fi trăit la atât de mică distanță, Herodot nu ar fi avut cum să nu știe. Așadar, izvoarele istorice susțin plasarea existenței lui Zalmoxis cu cel puțin 100 de ani înaintea lui Pitagora. Mai mult decât atât, dovezile arheologice ne indică și punctul geografic de pornire a reformei spirituale, nucleul regatului zalmoxian. Concluziile cercetărilor arheologice, ca și analiza toponimelor antice, ne conving că nucleul regatului zalmoxian este aici, în județul Tulcea. Ceea ce arheologii numesc cultura Babadag, faza a treia, se suprapune cronologic și geografic peste epoca și peste regatul lui Zalmoxis. Cultura s-a dezvoltat în Dobrogea, dar și în nord-estul Bulgariei. Denumirea acestei culturi unitare a fost dată de așezarea getică fortificată în suprafață de 2,5 hectare, situată la nord-est de actualul oraș Babadag, pe malul înalt al lacului cu același nume. Cea mai mare așezare fortificată din Dobrogea, care și are începuturile în secolul al VII-lea înainte de Hristos, odată cu așa numita cultură Babadag III, se găsește la nord de actualul sat Beștepe, chiar lângă brațul Sfântul Gheorghe al Dunării. Incinta fortificată are o suprafață de 25 de hectare, cu valuri înalte de 10-14 metri. Această cetate este și astăzi, la 2700 de ani de la construirea ei, una dintre cele mai monumentale fortificații din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, extrem de puțin cercetată. În ciuda mărimii cetății și a stadiului bun de păstrare, autoritățile statului român nu au luat absolut nicio măsură de conservare și de protejare a sitului. În condițiile în care unul dintre elementele care definesc ritualurile zalmoxiene este cel al incinerării, faptul că descoperim primele dovezi ale acestei practici începând cu secolul al VII-lea înainte de Hristos în cetățile getice din Dobrogea, este un alt indicator al locului de unde a început
reforma spirituală a doctrinei nemuririi. De aici, în secolele următoare, lucru dovedit din nou de arheologie, practica incinerării celor plecați din această lume s-a răspândit și în alte regiuni locuite de getodaci, până în Transilvania și mai departe. Riturile funerare de incinerare specifice zamorseanismului au avut o durată dovedită arheologic de aproape 1000 de ani. Apariția zamorseanismului nu s-a produs într-un spațiu geografic și istoric lipsit de credințe religioase. Dimpotrivă, vorbim de o vreme în care religia era adeseori atotputernică. Tocmai de aceea, o religie cu impactul celei zalmoxiene trebuie să fie avut un mesaj penetrant, convingător, puternic. Toți pomii și toate ierburile au un rost anume pe care li l-au dat zei încă de la facerea lumii. O iarbă de leac ajută la inimă, alta la tăieturi și a treia la durerile de cap. Fiecare își are locul ei, chiar și alea care îs otrăvitoare. Și acum îți mai dau o învățătură care vine de la primii geți care au pătruns tainele lucrurilor. În viață trebuie să fii cumpătat dacă vrei să-ți fie bine și să nu duci lipsă de nimic. Creanga prea plină de rod e mai repede frântă de vânt. Sămânța prea adânc îngropată în pământ nu răzbate și prea multă apă îi stinge suflarea. Înțelegi? Diodor din Sicilia ne informează că Zamolsis susține că el a primit legile de la Marea Zeiță Hestia și principala credință este credința în nemurirea cerească, o credință extrem de puternică care a modelat comportamentul geților. În perioada antică erau și alte neamuri sau confrerii spirituale mai restrânse care credeau în continuitatea vieții după moarte. Cu toate acestea, diferențele dintre doctrina zalmoxiană și multe dintre celelalte doctrine sunt semnificative. Pe de o parte, etruscii, sciții și tracii sud-dunăreni credeau într-o nouă formă de viață sub pământ. Credința în nevoile subpământene ale decedaților era marcată în cazul persoanelor de vază din societate, de o serie de sacrificii umane și animale, existând convingerea că sufletele acestora urmau să-l însoțească și să-l slujească pe decedat în lumea de dincolo. Italicii și grecii au recurs la rândul lor la înhumare, având credința că sufletul celui mort trăiește în mormânt, cei vii având obligația să-i ofere ofrande în alimente, fără de care sufletul plecat ar fi putut îndura foame în lumea morților. Reîncarnarea este o altă variantă a credinței în nemurire. În perioada antică o găsim la egipteni, la o parte a tracilor, la hinduși, în grupul restrâns al inițiaților pitagoreici. În aceste condiții, cu atât mai remarcabilă este reforma lui Zalmoxis, care a reușit ceea ce nu a reușit vreun alt reformator religios într-un timp atât de scurt. Să convingă un întreg popor că sufletul, după moartea corpului, va locui în astre, că va fi nemuritor în ceruri. Faptul că la Sarmisegetuza există 7 sanctuare, am putea considera că există o corespondență între cele 7 inițieri și cele 7 planete și la nivelul fiecarei planete era stabilizat după despărțirea de trup sufletul prin inițieri. Aceste inițieri evident erau secrete, adică se făceau în temple cum este cel de aici, sub inițierea unui preot. În viziunea zalmoxiană, sufletul nu are nevoie de legături pământești. Pentru a se elibera de ele,
incinerarea corpului celui mort devine esențială, precum în religia hindusă. Sufletul merituos, odată eliberat de aceste legături pământene, se duce direct în paradisul astral spre a se bucura de fericire pentru totdeauna. Din păcate, nu avem prea multe informații cu privire la practica spirituală din aceste temple, la credințele spirituale asociate fiecărui templu sau la ideea unui univers astral pe 7 nivele. Putem presupune însă că fiecare om, în funcție de caracteristicile personale, intelectuale și sufletești, de viața pe care a dus-o, putea aspira la unul dintre cele 7 tărâmuri sau la mai multe. Nu este exclus ca getodacii să fi crezut ca o posibilitate să aleagă, în funcție de afinități, una dintre cele 7 planete ca destinație finală după moarte. Dacă ne gândim la vorbele lui Herodot, care îi numește pe geți cei mai drepți și mai viteși dintre traci, sau la vorbele lui Pitagora, care își îndemna contemporanii să meargă la geți pentru a culege înțelepciune, deducem destul de ușor că lumea zalmoxiană a geților trăia după niște precepte morale înalte, a căror existență stabilea reperele unei vieți trăite demn, fără frică, în slujba unor idealuri sau valori considerate semnificative. Toate acestea fiind condiții ale mântuirii în varianta zalmoxiană. Dacă este să sintetizăm, atunci putem spune că esența religiei zalmoxiene este aceasta. Sufletul omului care a trăit demn va ajunge în paradisul astral promis de Zalmoxis, unde va viețui fericit pentru totdeauna. Legile spirituale, menite să-l învețe pe getodacul antic drumul spre nemurire, s-au numit legile belagine. Despre aceste legi vorbește Iordanes în Getica sa, scrisă în anul 551, un compendiu la lucrarea lui Casiodor. Într-un paragraf extrem de dens, numărul 69, unde enumeră principiile legilor belagine. Geții erau învățați, getodacii erau învățați despre etică, care le domolea pornirile barbare. Totodată învățau fizica, adică științele naturale, care îi lămureau ce este cu omul și cu lucrurile. Vorbeau totodată despre logică. Aceasta le aprofunda și le lărgea gândirea în raport cu restul oamenilor. Vorbeau despre fazele lunii și despre mersul stelelor pe cer, care îi acomoda cu principiile timpului, curgerea timpului. Astea sunt conceptele care stau la baza legilor belagine. Surprinzător, influența acestor legi spirituale getice s-a făcut simțită peste secole în diverse colțuri ale Europei. În secolul al XIII-lea, regele spaniol Alfonso el Sabio de Castilia, probabil cel mai învățat și erudit rege spaniol din toate timpurile, vorbea despre sine ca despre un urmaș al marelui rege preot de Ceneu, a cărui înțelepciune dorea să o ducă mai departe împreună cu legile spirituale ale getodacilor. După încă aproape 500 de ani, la sfârșitul secolului al XVII-lea, învățatul suedez Carolus Lundius de la curtea regelui Carol al XI-lea publică lucrarea Zalmoxis, primul legiuitor al geților, unde vorbește despre legile lui Zalmoxis care funcționau în vremea lui în societatea suedeză. Mărturiile cu privire la răspândirea legilor belagine și a spiritualității getice în Europa sunt mult mai numeroase și vom reveni asupra acestui subiect. Din păcate, acest cod de legi nu s-a mai păstrat până astăzi. Conform unor cercetători, o parte din anticele legi belagine au funcționat în așa numitul Lex Valachorum
sau legile valahe nescrise ale pământului, care au dăinuit până la începutul secolului al XX-lea în comunitățile românești din jurul Arcului Carpatic. Aceste legi valahice ale pământului s-au conservat în obștea sătească, condusă de un sfat al bătrânilor, o instituție tradițională unde legile străvechi erau transmise oral, fiind urmate, conservate și apărate din cele mai vechi timpuri. Să ne întoarcem însă la începuturile zalmoxianismului în perioada antică. Aparent surprinzător, spiritualitatea tracogeților i-a influențat major pe unii dintre marii gânditori greci. Pitagora, cel care s-a exprimat adeseori admirativ la adresa geților și care, potrivit anticului Hermipus din Smirna, era un inițiat al înțelepciunii trace, nu a fost singurul. Înțelepții Greciei au fost inițiați în doctrina zalmoxiană. Avem mărturii directe din cărțile lui Platon, în care se vorbește despre maestrul său Socrate. În dialogul Republica, chiar la începutul acestui dialog, se specifică faptul că Socrate a coborât într-o dimineață din templul lui Bendis de la Atena. Așadar, Socrate, maestrul lui Platon, era inițiat în cultul zeiței Bendis tracice, similară Afroditei grecești. De asemenea, în cartea, în dialogul Carmides, la mijlocul dialogului, avem informația că Socrate, maestrul lui Platon, i-a jurat credință medicului trac, medicului zalmoxian, pe care l-a întâlnit în bătălia de la Potidea, el fiind acel medic, medicul întregii armate ateniene, deci ucenicul lui Zalmoxis era medicul întregii armate ateniene, și Socrate i-a jurat să păstreze secretul celor pe care le-a aflat de la medicul zalmoxian. Așadar, Socrate era inițiat într-o sectă, într-o confrăierie zalmoxiană. Arheologia lingvistică a dialogului Harmides al lui Platon ne arată că, de fapt, Socrate era membru al unei confrerii zalmoxiene. El chiar spune în cadrul dialogului: eu îl voi asculta pe medicul lui Zalmoxis, fiindcă m-am legat cu jurământ și trebuie să-l ascult. Însăși moartea lui Socrate, așa cum o cunoaștem, este o expresie a seninătății în fața morții pe care o aveau geții. Este uimitor să descoperim astăzi, la aproape 2500 de ani de la existența lui Socrate, abordarea superioară, holistică, a medicilor zalmoxieni, așa după cum ne-o înfățișează Platon în dialogul Carmides, unde Socrate ne împărtășește următoarele. Citez: dar Zalmoxis, adăuga medicul trac, regele nostru, care este un zeu, ne spune că, după cum nu trebuie să încercăm a îngriji ochii fără să ținem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neținându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului împreună cu sufletul, și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli, pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă, căci, zicea el, toate lucrurile bune și rele pentru corp și pentru om în întregul său vin de la suflet și de acolo curg ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales și în primul rând, să tămăduim izvorul răului ca să se poată bucura de sănătate capul și tot restul trupului. O confirmare a nivelului ridicat al practicii medicale a getodacilor ne este oferită și de arheologie. Astfel, arheologul Hadrian Daicoviciu, premiat de Academia Română, ne spune următoarele.
Ion Horațiu Crișan a descoperit o adevărată trusă medicală conținând un bisturiu, o pensetă, mai multe văscioare pentru păstrarea substanțelor medicamentoase și o placă mică de cenușă vulcanică, materie care, presărată pe o rană, avea proprietatea de a grăbi cicatrizarea. Cu ajutorul instrumentelor chirurgicale, preoții medici daci știau să execute operații grele și complicate. Craniul unui schelet descoperit la Poiana prezintă urme clare ale unei trepanații cicatrizate. Numeroase cisterne și conducte aduse la lumină în Munții Orăștiei ateste existența unor preocupări de igienă publică. Prin urmare, preluarea unor elemente de spiritualitate și de știință medicală din lumea tracogeților zalmoxieni se arată cât se poate de justificată. Cu atât mai mult cu cât grecii antici au preluat anterior din lumea tracogeților o serie de personaje mitologice și tradiții. Este suficient să amintim că Orfeu, Dionisos, Apollo Hiperboreanul sau zeița Bendis sunt împrumuturi certe din spațiul tracic pe care grecii și le-au însușit, valorificându-le în propria cultură. Așa cum am arătat deja, religia zalmoxiană s-a dezvoltat de la un secol la altul, principiile și valorile sale cucerind teritorii tot mai întinse, comunități tot mai mari. Perspectiva nemuririi în ceruri, în astre, ca loc de destinație finală pentru sufletul plecat cu demnitate de pe pământ, a fost permanent o țintă pentru nenumărate generații de getodaci. La 600 de ani după apariția zalmoxianismului, religia nemuririi va trece printr-o reformă excepțională. Inițiatorul ei a fost marele preot de Ceneu, cel despre care anticul Strabon spunea că a primit inițieri spirituale în Egipt. Deceneus a fost principalul continuator al operei religioase a lui Zalmoxis. Acest mare preot și rege a trăit în secolul I înaintea erei noastre și a fost principalul sfătuitor al marelui rege Burebista. Potrivit mărturiei lui Iordanes, Deceneus a reformat clerul în întregime, clerul dacic, și l-a organizat după necesitățile marelui imperiu creat de Burebista. Aceasta este marea realizare a lui Deceneus. O altă mare realizare pe care eu consider demnă de a fi cunoscută este aceea că el la Sarmisegetuza, potrivit mărturiei lui Iordanes, istoricului got Iordanes, a întemeiat o școală de înțelepciune, o adevărată academie în care se studia astronomia, filozofia, logica, geometria și multe alte științe. Cei care le studiau, spune în continuare Iordanes, erau cei mai învățați dintre aleșii neamului, adică erau recrutați acești învățăcei pe criteriul meritocrației, după care erau trimiși în principalele dave din regat, unde ei îi învățau pe ceilalți daci, pe ceilalți geți, cunoștințele despre cer, cunoștințele despre plante și despre geometria sacră. Trebuie să subliniem că această școală de înțelepciune de la Sarmisegetuza Regia a fost de la egal la egal cu cea de la Atena sau cu cea de la Roma, astfel că niciun prinț dac sau get nu a fost trimis de tatăl său rege să studieze la Atena sau la Roma. Nu avem nicio dovadă scrisă că vreun prinț dac sau get a studiat la Roma, așa cum studiau, de exemplu, alți prinți din mediul germanic, din Asia Mică sau din alte părți din Britania la Roma. Deci niciun prinț, ceea ce înseamnă că această academie, această școală înaltă de științe și-a produs efectele datorită lui Deceneus și că unitatea neamului a fost în continuare dusă mai departe tocmai prin aceste cunoștințe și prin acești erudiți trimiși în diferite colțuri ale Daciei. Getodacii aveau mai multe locuri sacre în cadrul lor natural. Unul din acestea era muntele pe care Strabon îl numește Cogaion. Iar în interiorul Cogaionului
exista, după câte precizează și Herodot și alți istorici, o încăpere, fac precizarea că istoricul italian Carlo Troia spune că această încăpere avea o arhitectură cu totul și cu totul specială, în care, la care a recurs și a dispărut din viața publică Zamolxe pentru a reapărea în postura de sfânt. Locul în care se găsește Cogaionul, muntele sacru al dacilor, încă nu este pe deplin lămurit. Cercetătorii vorbesc despre trei posibilități. O anumită zonă din munții Bucegi, muntele Ceahlău și vârful Godeanu din apropierea Sarmisegetuzei Regia, care poate fi văzut acolo. Toate marile religii ale Antichității aveau în centrul lor un munte sfânt. Dăm doar câteva exemple. De exemplu, tracii aveau muntele Pangaion. Pan este zeul Pan și Gaia, zeița pământului, adică pe acel munte a avut loc hierogamia dintre zeul Pan și zeița pământului, zeița Gaia. Din acel ou cosmic, ca urmare a hierogamiei, s-au născut toate viețuitoarele și toți ceilalți zei. Această situație emblematică se repetă în toate celelalte religii, inclusiv în religia greacă, unde avem muntele Olimp, și mai ales în religia dacică, unde avem acest munte Cogaion, similar cu Pangaion. Cogaion înseamnă locul unde s-a unit zeul cerului cu zeița pământului, adică zeul Cronos sau Saturn, se prescurtează Co, și zeița Gaia, zeița pământului. S-a născut din această hierogamie, din această unire sacră, un ou cosmic din care au derivat ceilalți zei și celelalte viețuitoare. Evident, pentru a păstra memoria acestui eveniment sacru deosebit, dacii au ridicat lângă muntele sfânt, lângă muntele Godeanu, tot un toponim sacru, capitala lor Sarmisegetuza Regia, și avem mai multe argumente care să susțină această teză. În primul rând, Sarmisegetuza, toate sanctuarele din Sarmisegetuza Regia sunt orientate spre Godeanu. Apoi, toate cetățile din munții Orăștie, din jurul Sarmisegetuzei, sunt orientate spre muntele Godeanu. Și dăm câteva exemple. De exemplu, Fețele Albe este orientată față de Godeanu pe direcția răsăritului de soare la solstițiul de vară. Adică femeile, preotesele de la Fețele Albe, vedeau din sanctuarele de la Fețele Albe răsăritul soarelui deasupra muntele Godeanu pe 21 iunie. La Costești, sanctuarele sunt orientate spre direcția Godeanu, adică spre direcția din care răsărea soarele la solstițiul de iarnă. La Piatra Roșie este vorba de data de 1 mai, răsăritul soarelui de la 1 mai peste muntele Godeanu, și exemplele pot fi multiplicate. Așadar, muntele Sfânt Cogaion, pe care îl amintește Strabo în legătură cu Deceneu și cu Burebista, este plasat cu siguranță lângă Sarmisegetuza Regia și este Godeanu. Din această zonă a muntelui Cogaion și a Sarmisegetuzei, marele preot Deceneu și regele Burebista au luat o decizie care ne uimește și acum, după mai mult de 2000 de ani. Mai exact, și-au convins supușii să-și taie viile și să renunțe la vin. Iată ce relatează anticul Strabon în acest sens. Ca dovadă pentru ascultarea ce i-o dădeau geții lui Deceneu, este și faptul că ei s-au lăsat înduplecați să renunțe la vița de vie și să trăiască fără vin. Același istoric și geograf grec mai spune: ajuns în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât în câțiva ani a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine, ajungând să fie temut chiar și de romani. Motivația pentru această decizie este mai complexă decât pare și nu are legătură doar cu disciplinarea populației, absolut necesară planurilor militare ale regelui Burebista. Reformele introduse de Deceneu, mai ales scoaterea viței de vie din Dacia, pot fi încadrate în încercarea de a limita practica cultului dionisiac în favoarea cultului zalmoxian. Ceea ce este cert este faptul că scopul a fost atins. Religia zalmoxiană a prosperat mai mult ca niciodată,
la fel ca puterea militară a getodacilor, după cum afirmă istoricul francez Camille Julien. Un complex de împrejurări fericite și câțiva șefi abili făcuseră din daci pe vremea lui Pompei cea mai mare putere a Europei. În jurul lui Burebista și a lui Deceneu, dacii delirară de entuziasm și de încredere în puterea lor vreme de 3 decenii. Odată consolidată puterea spirituală și cea militară a getodacilor, ea a creat influențe majore în mai multe colțuri ale Europei, regii dacilor ca și conducătorilor spirituali, intrând în istoria sau legendele mai multor popoare europene. Există 3 etape majore ale răspândirii zalmoxianismului în Europa. Toate aceste momente sunt momente critice pentru istoria acestui continent. La nivelul secolului V înaintea erei noastre, avem o mare emigrație getică la Atena, unde geții luptă alături de atenieni împotriva Imperiului Persan, care cotropise o parte din Europa. Atunci pătrund pentru prima dată ideile lui Zalmoxis la nivelul elitelor grecești și mă refer în primul rând la Socrate și la Platon, dar prin ei, de fapt, la toată intelectualitatea grecească. Al doilea moment critic pentru istoria Europei a fost în secolul V, când coaliția geto-gotă, după ce goții au stat 2 secole la gurile Dunării și s-au amestecat cu geții, această coaliție geto-gotă a intrat în Imperiul Roman și a cucerit Italia, apoi a întemeiat pe teritoriul Italiei regate geto-gote, după care migrează spre Spania și întemeiază în Spania din secolul V și până în secolul X, de asemenea alte regate care erau organizate după legile Belagines, legi de esență zalmoxiană. Una dintre dovezile de referință ale influenței culturii getodacice în Europa ne vine tocmai din Spania. Potrivit legendelor hispanice, regii spanioli se trag din princip daci. Cel care aduce pentru prima dată în atenția publică aceste lucruri este Alexandru Busuioceanu, diplomat, critic de artă și istoric român, trimis ca atașat diplomatic la Madrid în timpul celui de-al 2-lea război mondial, unde se și stabilește ulterior. Cercetările pe care le face pentru mulți ani în arhivele spaniole aduc la lumină o realitate bulversantă. Numele dacice ale lui Zalmoxis, Deceneu, Decebal și alții se întâlnesc la Sfântul Isidor, la arhiepiscopul Rodrigo Jiménez de Rada, la Alfonso el Sabio, pentru a nu-i cita decât pe cei mari, luând loc în genealogia însăși a poporului hispanic, scrie Alexandru Busuioceanu. Al treilea moment major al influenței zalmoxianismului în Europa are legătură cu Martin Luther și Reforma Luterană. Acest Luther îl consideră pe Decenius un învățat, un strămoș învățat al neamului său și îi ia ca model pe Decenius și pe Burebista ca portrete memorabile în lupta împotriva catolicismului și a contrareformei. Acest curent apare predominant în toate țările de factură protestantă și mă refer aici la Germania în totalitate, la Danemarca în totalitate, la Norvegia în totalitate, la Suedia în totalitate și la alte țări protestante în care Zalmoxis, Deceneus și Burebista au fost considerați părinți spirituali ai patriilor lor. Influența zalmoxianismului în țările nordice ale Europei pare și mai surprinzătoare. Doar că pentru o perioadă de peste 500 de ani, începând cu anul 954 și până la Reforma Luterană de la începutul secolului al XVI-lea, mai multe țări din nordul Europei au purtat numele Dacia. Mai întâi Danemarca, după care Suedia, Norvegia, Finlanda și țările Baltice. Acest nume a fost stabilit inițial de Papa Agapet al II-lea printr-o bulă papală la cererea regilor danezi care se considerau urmași ai regilor getodaci, ceea ce explică influența modelului zalmoxian din timpul Reformei Luterane.
Legătura popoarelor nordice cu lumea getodacilor este pusă în evidență și de faptul că cel mai valoros manuscris al lor, Biblia lui Ulfila, aflată astăzi în Uppsala, Suedia, este o traducere a textului biblic într-o limbă străveche realizată în secolul al IV-lea de un preot creștin care a trăit pe teritoriul de astăzi al României și care, în urmă cu 1650 de ani, era episcopul geților și goților de la nordul Dunării. Contemporan cu Dimitrie Cantemir, suedezul Carol Lundius scrie o carte despre Zamolxis ca prim legislator sau prim legiuitor al geților, care a avut o influență asupra gândirii și dreptului popoarelor scandinave. În cartea scrisă de Carol Lundius, după ani lungi de cercetare, autorul își propune să-i demonstreze regelui Carol al XI-lea că ei, suedezii, sunt urmașii geților și că legile lui Zamolxis ar trebui să fie implementate în societatea suedeză. Surprizele nu se opresc însă aici. Iată ce spun alți istorici din Europa vestică în secolele trecute despre geți și despre religia zamolxiană. Despre zamolxismul din țările nordice au scris și alți istorici europeni. Unul dintre ei este Carlo Troia. Carlo Troia, contele Carlo Troia, ministru, prim-ministru al regatului celor două Sicilii, care scrie între 1842 și 1857 o operă colosală de 8500 de pagini, în care 3500 referitoare la daci, se referă la zamolxismul din țările nordice. Un alt cercetător este Robert Sheringham, acesta cercetător britanic de la Cambridge, unul din marii istorici ai britanici, este mândru că în genealogia sa se numără anglii, saxonii, dar și geții. Un alt scriitor, francezul Frédéric Guillaume Berman, care în 1842 își scrie cartea Legetul la genealogie de peuple nordic, care va apărea în curând în limba română, tratează pe larg din punct de vedere etnografic, nu istoric, deci descriptiv și identitar, problema zamolxismului nordic. Influențele zamolxianismului par să fie și mai complexe conform opiniei anticilor. Sfântul Hipolitus, la sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului al III-lea după Hristos, ne spune că nu Pitagora a introdus druidismul la celți, ci Zamolxis. O observație extrem de importantă privind influența geților asupra celților, cu care au conviețuit, de fapt, câteva sute de ani. Să ne îndreptăm acum privirea asupra Arcului Carpatic, cel în jurul căruia religia zamolxiană s-a dezvoltat și de unde a influențat zone întinse din Europa. În aparență, chiar dacă în Evul Mediu românii din cele trei țări românești au fost numiți de izvoarele istorice daci sau geți și chiar dacă conducătorii lor au fost numiți domni ai dacilor sau ai geților, pare că zamolxianismul a fost copleșit de religia creștină, care i s-a substituit încă din primele secole de după Hristos. Doar că domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir semnala cu o anumită îngrijorare. Poporul e foarte plecat spre Eres și încă nu s-a curățat de săvârșit de necurăția cea veche,
încât se mai închină și acum în poezii și cântece, la nunți, îngropăciuni și alte întâmplări știute, la câțiva zei necunoscuți și care se vede că se trag din idolii cei vechi ai dacilor. Această realitate ne vorbește despre faptul că religia zalmoxiană a supraviețuit printr-o serie de tradiții, credințe și obiceiuri în interiorul religiei creștine. O altă surpriză a istoriei ne vorbește despre rolul tracogetodacilor cu privire la oficializarea creștinismului în Imperiul Roman. Creștinismul ca religie a fost acceptat în Imperiul Roman de doi împărați de origine dacică și tracică. Și mă refer aici în primul rând la împăratul Galerius, care provine din sudul Dunării. Mama sa era de origine dacică și al doilea împărat care contribuie în mod esențial la oficializarea creștinismului în Imperiul Roman este împăratul Constantin din Niș, dintr-o familie tracică. Trebuie să precizăm aici numărul mare de martiri de origine dacică și tracică la nivelul secolului IV. Aceasta înseamnă că geții și tracii au trecut în mod masiv la creștinism în secolul IV, tocmai datorită asemănărilor dintre religia lui Isus și religia zalmoxiană. Cu timpul, datorită necesităților Imperiului Roman, au apărut acele concilii ecumenice în care împărații și preoții s-au pus de acord și au adaptat creștinismul la nevoile Imperiului Roman, dându-i o factură romanică. În secolul 6, secolul 7 până în secolul 10, deja acest creștinism de esență getică și tracică se transformă într-unul de esență romanică, ceea ce constatăm și astăzi. Într-o critică a concepției religioase a lui Celsus, Origene citează un fragment din opera acestuia în care se spune că primii creștini nu fac altceva decât să preia o parte din ritualurile religioase ale credinței lui Zamos. Filozoful grec Celsus, un opozant al creștinismului, îi acuză pe creștini în secolul al II-lea după Hristos că imită ritualurile zalmoxiene. El mai spune că, fiindcă îl cinstesc pe cel prins și mort, creștinii au făcut la fel ca și geții care îl cinstesc pe Zalmoxis. Autorul grec antic se referă la tema spirituală a învingerii morții și a învierii din povestea lui Isus, el fiind de părere că aceasta nu face decât să repete sau să imite o temă mai veche din povestea lui Zalmoxis, care cu 700 de ani înainte de Isus, potrivit lui Herodot, se făcu nevăzut din mijlocul tracilor, coborând în adâncul încăperilor subterane. Tracii fură cuprinși de părere de rău după el și îl jeliră ca pe un mort. În al patrulea an se ivi însă iarăși în fața tracilor și așa făcu să creadă în toate spusele lui. Aici mai poate fi citată și părerea lui Josephus Flavius în secolul 1 după Hristos, când acesta remarcă similaritatea dintre creștinism și zalmoxism sub aspectul unicității Creatorului și al vieții dincolo de moarte. Unii istorici ai religiilor au arătat că reformele lui Deceneu au favorizat apropierea dintre zalmoxianism și creștinismul timpuriu, explicând astfel creștinarea de jos în sus a getodacilor. Creștinismul a pătruns relativ ușor în sufletele getodacilor datorită unor elemente favorizante zamolxiene, ne spune părintele profesor Nicolae Achimescu. Aceste elemente zamolxiene favorizante au fost ascetismul, nemurirea, jertfa, tradiția discipolilor, crucea, ritualurile și procesiunile mormântărilor. Toate făceau parte din tradiția spirituală a getodacilor și au fost preluate de către primii misionari creștini în noul context religios apărut. Ieromonahul Gelasie Gheorghe de la Mănăstirea Frăsinei considera că Zalmoxis este temelia memorialului de moștenire al neamului românesc la hotarul dintre vremi. Pe lângă izvoarele istorice care ne vorbesc despre împletirea dintre zalmoxianism și creștinism, pe lângă vocile unor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române care subliniază amprenta zalmoxiană din creștinismul autohton, și alte probe ne indică același lucru.
Multe din actualele biserici și mănăstiri ortodoxe de pe teritoriul românesc se găsesc situate pe locul sau foarte aproape de vechile temple și altare Zalmoxie. O călătorie în cimitirul creștin-ortodox din satul Loman, județul Alba, ne oferă alte surprize. Deși este un cimitir creștin-ortodox, putem descoperi și astăzi, pentru că tradiția este vie, reprezentări ale unor credințe străvechi getodacice care coexistă și acum cu simbolistica creștină. Astfel, zeci de stâlpi funerari de loc creștini tronează pe morminte alături de crucea creștină sau chiar în locul acesteia în câteva cazuri. Ceea ce pune în evidență o tradiție străveche puternică care este activă și astăzi printre sătenii din acest vârf de deal. După cum se poate observa, stâlpii funerari sunt decorați cu simboluri geometrice sau cu simbolul florii vieții, iar unii dintre ei au în vârf o pasăre a vieții care, conform tradiției, se așează pe stâlpul funerar al celui care a plecat din viață tânăr, necăsătorit. Cum e posibil ca, împotriva tuturor canoanelor bisericești, să descoperim aici urmele unor tradiții străvechi, tradiții în care oamenii cred și astăzi? Vorbind despre cultul morților la getodaci, Herodot, în celebra sa lucrare istoriei, ne prezintă ritualul înmormântării, cel care a trecut la cele veșnice. Este expus timp de 3 zile pentru a-i se aduce omagii, iar în cinstea lui se organizează un ospăț, după care este înhumat sau incinerat. Se observă foarte bine o asemănare izbitoare între ritualul de atunci și ritualul creștin-ortodox de astăzi. Bazându-se pe aceste realități, dar și pe altele, Mircea Eliade spunea în cartea De la Zalmoxis la Gingis Han că toate aspectele religiei lui Zalmoxis încurajau apropierea de creștinism, iar profesorul Dumitru Drăghicescu, în lucrarea din Psihologia poporului român, subliniază că esențialul religiei lui Hristos se găsea deja în religia dacilor. Alte asemănări dintre religia lui Zalmoxis și cea a lui Isus, legate de ritualuri și de înviere, au fost surprinse și de anticii Clement din Alexandria, Sfântul Hipolitus, Ioan Crisostomul, Sfântul Grigore din Azians, dar și de mulți alți autori patristici. Conform lui Mircea Eliade, dacii se numeau ei înșiși lupi sau cei care sunt asemenea lupilor, dorind să semene și să se comporte ca divinitatea lup pe care o invocau în luptă. Tocmai de aceea, faptul că în tradiția românească descoperim astăzi un număr mare de zile în care este sărbătorit lupul, e o dovadă remarcabilă a continuității spirituale. Lupul, devenit unul dintre simbolurile totemice importante ale getodacilor, este o ființă sălbatică îmblânzită de Sfântul Apostol Andrei, devenit Apostolul Lupilor, iar sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei este reperul principal al unui întreg ciclu de sărbători închinate lupului, un ciclu care începe în toamnă și se încheie în primăvară. Cu privire la sărbătoarea Sfântului Andrei, numit și Apostolul Lupilor, etnologul Ion Ghinoiu, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române, ne spune următoarele.
părinții bisericii creștine, dorind să înlăture din conștiința credincioșilor vechile tradiții păgâne, au suprapus ziua de praznic a Sfântului Andrei peste o sărbătoare mult mai veche, getodacă, legată de cultul lupului. Populația a asimilat Sfântul creștin, propovăduitorul creștinismului, în ținuturile de la Dunărea de Jos, dar i-au pus în spate și unele din atribuțiile zeului uzurpat. Numit în calendarul popular Sfântul Andrei, Sfânt Andrei, Moș Andrei sau Andreiu de Iarnă, acesta devine în calendarul popular patron al lupilor, un sfânt moș care moare și renaște în perioada de celebrare a anului nou dacic. Religia dacilor, fiind o religie tripartită, în sensul că avea zeii cerului pe plan superior, pe plan intermediar zeii războiului și pe plan terestru zeii pământului, zei agricol, zei vegetației, era firesc ca și sărbătorile pe care le-au avut dacii să se moștenească, să se transmită românilor ca unici moștenitori ai dacilor. Și găsim în folclorul românesc o bogăție extraordinară de sărbători, acceptate, majoritatea acceptate de biserică, și ne referim aici la sărbătorile cerului, la sărbătorile moșilor, fiindcă Zalmoxis era zeul moș sau zeul cerului. Avem 20 de sărbători admise de Biserica Ortodoxă, sunt trecute toate în calendarul bisericesc, dar nu au legătură cu, neapărat cu creștinismul. La aceste sărbători, sufletele celor care au plecat în cealaltă lume, adică ale strămoșilor, mai apropiați sau mai îndepărtați, revin de 20 de ori pe pământ, și ne referim aici la Moș Crăciun, la ziua de Crăciun, când sufletele tuturor moșilor revin pe pământ și oamenii le pot cere diferite lucruri pentru familie, moșii de iarnă, moșii de primăvară, moșii de sânziene și așa mai departe. Sunt 20 de moși pe care alte popoare, inclusiv din Balcan, nu le au, alte popoare ortodoxe. Apoi, pe al doilea palier, și fiindcă ne aflăm pe platforma Luncanilor, deasupra de cetatea de la Costești și deasupra de cetatea de la Blidaru, trebuie să vorbim de sărbătorile zeilor lupi, cu care dacii se identificau prin comportament. Aceste sărbători ale lupilor s-au păstrat pe platforma Luncanilor până în anul 1980, când au fost studiate de Lucia Polzan, a și scris o carte despre ele. Deci, începeau cu Filipii de toamnă la mijlocul lunii noiembrie, apoi se desfășurau pe toată perioada lunii decembrie, Filipii, în sensul că nu era voie să ieși din casă și multe alte interdicții, mai ales pentru copii și pentru femei. Cea mai importantă era, evident, boboteaza, când lupii deveneau atât de puternici și erau cumva patronați de Sfântul Petru, în sensul că mâncau dracii care ieșeau din apă în urma botezului. De asemenea, se terminau aceste sărbători pe data de 24 ianuarie, când se desparte haita, se împrăștie lupii și devin singuratici. La fel se întâmpla și cu armata dacică. Pe al treilea palier al sărbătorilor, și anume sărbătorile agricole și pastorale, și fiindcă ne aflăm pe platforma Luncanilor, putem să vorbim cu exemple tot de aici, dar evident putem să ne referim la toată România. Deci principalele sărbători agricole și pastorale începeau în România, odată cu Sfântul Gheorghe, și se terminau ciclul sărbătorilor la Sfântul Dumitru, toamna, în sensul că la Sfântul Gheorghe erau aduse vacile, oile și alte animale la păscut pe pășune. De asemenea, începea aratul și cultivarea terenului. Și ciclul acesta se termina la Sfântul Dumitru, când erau aduse animalele acasă și când toți oamenii reveneau la gospodării. Între Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru avem cel puțin 30 de sărbători agrale și pastorale, care se țineau în absolut toate zonele României. Evident, când vorbim de zonele de câmpie, predominau zeii vegetației, zeii grâului și așa mai departe. Când vorbim de aceste zone de munte, erau dominanți zeii care aduceau prosperitatea animalelor, și avem la Nedei, la Sfântul Ilie, de exemplu, aici, se țineau mari Nedei, Sfântul Ilie era un patron al animalelor, care le asigura
securitatea și prosperitatea acestor animale și odată cu ele a familiilor care locuiau de mii de ani în acest rai. Concluzia care se desprinde din ceea ce s-a spus în ultimele minute este evidentă. Zalmoxianismul nu a dispărut. Multe dintre ritualurile, tradițiile, sărbătorile și obiceiurile getodacilor zalmoxieni au îmbrăcat o haină creștină și stau ascunse în creștinismul ortodox sau în calendarul popular acceptat de Biserica Ortodoxă, ceea ce este surprinzător și remarcabil în același timp. Ceea ce ne rămâne de făcut este să le identificăm pe toate pentru a putea contura mai bine religia nemuririi și astfel pentru a o înțelege mai profund. Acest lucru ne este la îndemână, dar numai un studiu multidisciplinar va putea lămuri complexa tradiție, filozofie și spiritualitate antică a strămoșilor noștri. În ceea ce îl privește pe Zalmoxis, importanța lui în istoria Europei este mult mai mare decât ne lasă să credem istoria oficială, măcar pentru faptul că a fost primul reformator spiritual care a oferit un colț de cer pentru fiecare.